poveste, ce ați cumpărat de la Târgu de Flori? Ce ați văzut și ce ați cumpărat? Am cumpărat mușcate și am făcut vânzare primăriei Reșița. Pentru că luni o să merg și cu copiii în vizită la seară. Tocmai le-am cunoscut pe doamne vineri, am programat prima întâlnire din cadrul săptămânii altfel. Așa că am venit cu destinație precisă spre acest stand. Cum sunt florile la târg? Mie îmi place, chiar sunt... Eram puțin contrariată când am plecat de acasă. Aveam o problemă, fiind foarte frig, dar văd că sunt frumoase. Chiar putem compara târgul ăsta cu cele din anii trecuți. Mulțumim! Frumoase. Și parcă nu sunt așa scumpe, alea mai mici, alea mai mari. Nu, au prețuri convenabile. Cum sunt prețurile? Sunt bune? Convenabile, eu cred că da. Dar ce ați cumpărat? Tot flori. Ce faceți? Le puneți în grădină sau ce faceți ele? În ghiveci, că grădină nu prea avem, la bloc nu este grădină, așa că... Pe balcon. La geamuri, pe balcon, unde e loc acolo. E bine că se organizează târgul acesta. Foarte bine, ar trebui de mai multe ori, chiar să fie și prin, la sfârșitul mai, când deja trece perioada asta rece. Dar ne mulțumim cu atât. Mulțumim! Mergem! Ne aflăm la cea de-a 8-a ediție a Târgului de Flori de la Reșița. Ca de fiecare dată, organizatori primăria din Reșița și Camera Agricolă a județului Caraș-Severin. Pentru această ediție avem 14 expozanți cu flori, material dendrologic și materiale pentru înfrumusețat grădina. Avem și 20 de agricultori cu produse tradiționale sau cu produse de casă. Ceea ce este îmbucurător că dintre cei care expun flori sunt, spre deosebire de anii trecuți, foarte mulți producători de flori. Aproape jumătate sunt producători de flori și pentru noi asta este un câștig, mai ales că o parte din ei sunt din județul nostru, din Caraș-Severin. Ne bucurăm că vremea a început să se îndrepte. Aseară, când au venit expozanții Ninja, iată, astăzi a răsărit soarele. Să sperăm că vremea va fi bună și că un număr mare de reșițeni va veni să cumpere și să se încânte de frumusețea celor expuse și la această ediție în Parcul Tricolorului. Mulțumim! A făcut o super culmina. Da. Hai să-l întrebăm. Uite dacă se caută, dacă mă numesc Atila, mă ocup de amenajări spații verzi. Ca și anul trecut, m-a invitat domnul Nefir de la Camera Agricolă să amenajez un lac și o cascadă. Și aș vrea să promovez cât mai multe spații verzi prin oraș, să fie un oraș ecologic și verde. Sunt clienți pentru... Clienți? Anul trecut au fost ceva, acum să vedem. Da. Așa, în general, nu neapărat la târg, mă refer. Dacă se caută, vin oamenii... Da, vă... da, da. Cam ce, da. Ce solicită, ce le faceți? În special amenajări ecuatice, da. Amenajări ecuatice și grădini, în general. Eu fac și grădini japoneze, și grădini rustice, englezești, toate stilurile. Gazoane, sisteme de irigații, sisteme de iluminare. La ce prețuri? Prețuri, la cât, la cât? Prețuri începând la o amenajare din asta începe de la 1000 de euro. Și poate ajunge? Poate ajunge la câteva mii. Mulțumim! Nu? Nu. Asta nu.
Vom și producători. Soacră mea. Și l-am invitat și am băgat la frigider să tot mănânci, nu? Wow, wow. Să mă dă. Uai, nu știu cum e la gust, dar... Stați! Șefu, schimbăm 2.50. Vreau frumos. Da. Și tot asta. 300 lei, nu? Imediat, da. Vă dau bonul. Uitați aici. Da. Bonul. Andrei, nu mai ai un imediat. Puteți să aflăm?